Aș dori să vă spun astăzi o experiență, chiar dacă nu s-a întâmplat să fiu aici la Angon, eram pregătit să vă spun o experiență mai deosebită, care m-a impresionat și aș vrea mai întâi să citesc două versete care să fie ca un preludiu la această experiență. Mi-aduc aminte cu bucurie și plăcere de bătrânii noștri, și avea un obicei fratele Gheorghe Mălăieșteanu, cum îl știm noi, sora Lănuță mai este aici și poate să ne confirme, când plecau copiii, când se făcuse mai tineri, mai mari și plecau de acasă, el îi însoțea și le atrăgea atenția cu un verset din Psalmul 119, cu versetul 9. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Era o întrebare și venea și răspunsul din partea cuvântului lui Dumnezeu prin psalmistul David. Îndreptându-se după cuvântul tău. Unii luau în deridere aceasta, dar eu vă spun că mi-a intrat. L-am auzit chiar personal spunând acest verset și parcă mai mult decât l-am citit, mi-a intrat așa în conștiință. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Nu-i de râs, este de luat în seamă și la modul foarte serios. Și mai vreau să citesc încă un verset, tot nou, un verset nou din capitolul 11 din Eclesiastul. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inimă veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Și mergem și în Noul Testament, cuvintele Domnului Iisus, direct, la Matei, capitolul 5, cu versetul 29 și 30, dar citim și versetul 27 și 28, ca să nu fie scos din context. Să știm cu ce ocazie a spus Domnul Iisus aceste cuvinte. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea inima lui. Dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul de nodularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă una ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul de nodularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Sunt emoționat pentru că ceea ce vă voi spune s-ar putea și pe dumneavoastră să vă emoționeze și să vă impresioneze. Obișnuiesc măcar o dată pe an să mă duc în satul natal unde m-am născut, la Cuza Vodă, la Brăila. Și avem acolo în sat o familie de frați adventiști. Cei care mai cunosc poate și aduc aminte, se numesc Avrănescu. Mulți copii, vreo 10 copii. Și bătrânul și cu bătrâna au fost niște oameni serioși. Au pus numai nume sonore la copii, mi-aduc aminte. Pavel, Luther, Ieronim, Daniel, Estera. Dar toți au ajuns niște nelegiți. Dar de curând mi s-a întâmplat o chestie care m-a impresionat extraordinar. Unul dintre copiii lui Avrămescu, că îl chema Daniel, îl cheamă Daniel, că încă trăiește. Și el o luase în calea lumii rău de tot. Cârcium, țigări, femei și așa mai departe. Dar de curând, când am fost acolo, fratele meu mi-a spus, Valică, zice, măi, Daniel, și vreau să vorbească cu tine. Că de multe ori eu vorbeam cu el și spuneam, îi dădeam așa sfaturi, că era cu vreun an, doi mai mare ca mine. Zic, măi, Daniele, nu e bine ce faci, mă, că tu cunoști adevărul, zic, și ai citit Biblia, zic, și te tragi într-o familie de creștini. Zic, și nu e bine ce faci tu. Și vorbea disprețuitor așa la adresa lui Dumnezeu. Dar așa cum spun, ultima dată când am fost de 8 septembrie acolo, mergând spre centrul satului acolo unde se face de regulă un târg, așa un fel de bâlci,
unde se întâlnesc oamenii, vin din toate părțile unde au fost plecați și cu ocazia să se întâlnesc acolo. Și undeva chiar în capul străzii unde locuia el, am auzit așa de jos, sunt un grup de oameni, zice: Cornele! Și am rămas uimit când undeva de jos un om, un loc fără amândouă picioarele, mă striga. Prima dată am avut un șoc, că noi am avut un vecin de-a nostru, un olog, Nea Tudor Ologu, zicea, care era așa, cu amândouă picioarele tăiate, dar el a murit de mult și mă zic ăsta, am via Nea Tudor, ce s-a întâmplat? Și era Daniel, fără amândouă picioarele tăiate de sus. Stătea acolo jos și da o față luminată și zâmbitoare, că era un bărbat frumos. Ce, Cornele, ce, eu am început să plâng, bineînțeles. Ce, nu plânge, că Dumnezeu mi l-a luat pentru că m-a iubit. Că astea m-au dus numai la rău, m-au dus la cărciumă, m-au dus să fac numai rele. Dar de când nu le mai am, zice Dumnezeu, mi s-a descoperit din nou și zice, m-am împăcat cu el. Nu mai am picioare, dar am o altă viață. Și se sunt foarte fericit. Cât le-am avut, n-am fost fericit niciodată. De aceea am și citit versetele care le-am citit și aș mai vrea din lecțiunea actuală, dar ultima notă de la sfârșitul lecțiunii, eu obișnuiesc să le citesc și de la sfârșit, nu numai de la început lecțiunile, și zice așa: Multe nenorociri s-au adus asupra voastră în înțelepciunea lui Dumnezeu ca să vă aducă mai aproape de tronul Harului. El îi moaie și îi supune pe copiii săi prin dureri și încercări. Această lume este atelierul lui Dumnezeu, unde ne modelează pentru curțile cerului. El folosește o rindea aspră asupra inimilor noastre, tremurând de până când asprimea și inegalitățile sunt îndepărtate, iar noi suntem pregătiți pentru locurile noastre din clădirea cerească. Prin încercări și dureri, creștinul este curățit și întărit și dezvoltă un caracter după modelul dat de Hristos. Influența unei vieți autentice și evlavioase nu poate fi măsurată. Ea ajunge dincolo de cercul imediat al căminului și al prietenilor, revărsând o lumină care câștigă sufletele la Iisus. E valabil pentru mine și pentru fiecare dintre noi, și în special și pentru tinerii noștri care sunt de față, și să le povestesc și celor cu care vă mai întâlniți. Nu este necesar să ajungem să rămânem fără picioare sau fără mâini sau fără ochi ca să ne întoarcem la Dumnezeu. Putem să facem asta rămânând și cu picioarele și cu mâinile și cu ochii. Deși El spune că îngăduie acest lucru tocmai cum l-am văzut pe Daniel, cu o față cum nu i-am văzut-o niciodată, așa de luminoasă. Și spunea, nu plânge, Cornele, zice că mi-a luat picioarele, dar mi-a redat viața. Că atâta timp cât le-am avut, numai la rău m-au dus. De aceea am vrut să vă spun și dumneavoastră această experiență, că uităm de multe ori atunci când suntem întregi, că într-o zi s-ar putea să... Și Biblia a spus că dacă ochiul sau mâna sau piciorul te face să cazi în păcat, taie-l, scoate-l. Și mai am o scurtă informație care de asemenea m-a informat, care nu are legătură cu asta. În special pentru mamele cu copii mai micuți. Când te duceți la școală, aveți grijă că sunt multe nenorociri care se pot întâmpla și e bine să fie pregătiți. Și am citit undeva despre un copilaș de vreo 7 anișori care aștepta să fie luat de la școală de mămica lui și s-a prezentat un necunoscut, un nene. Zice, mămica ta e ocupată, zice, și e și cam bolnavă, zice, și m-a trimis pe mine să te iau, să te duc acasă. Copilul privește de sus până jos și pe urmă îi spune, zice, parola! Atunci individul a făcut stânga împrejur și a fugit, că nu știa parola. Mămică s-a învățase să spună, dacă trimit pe cineva, zice, să-l întreb de parolă, și parola este, în cazul acela era viață, că eu ți-am dat viață, zice, Domnul mi-a, prin mine ți-a dat viață.
Și dacă n-a știut parola, copilul a rămas și ăla a plecat, a fugit. Învățați-i pe copii câte o parolă, fiecare să-și o aleagă, ca să nu se ducă cu străinii niciodată. Și în cazuri excepționale, dacă știe parola, atunci e în regulă, dacă nu, nu. Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare.